Deci, ultima funcție publică deținută a fost președintea Curții de Conturi a Republicii Moldova. M-am dedicat, cum s-ar spune pe la noi, cu trup și suflet acestei activități, dar finalul a fost destul de delicat. Cam la finalul discuțiilor în ședința Curții de Conturi, am primit un semnal din Parlamentul Republicii Moldova că Mihai Ghimpu se revoltă foarte tare și chiar a condiționat, asta mi-a confirmat și conducerea Parlamentului, că a condiționat celelalte fracțiuni care erau membri ai Alianței pentru Integrare Europeană, că Urechianu trebuie să fie eliberat imediat din funcție, dar era ora 15, până la 17, Parlamentul mai activa în ultima ședință. În caz contrar, ei abandonează prezența în Alianța pentru Integrare Europeană. A fost această condiționare a adus la ceea că s-a votat în Parlament. Deci, eliberarea din funcție și imediat numirea în funcție altor membri și altui președinte a Curții de Conturi. Iată, am fost nevoit să eliberez cabinetul în care am activat 5 ani de zile în timp de o oră. Nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun. Pur și simplu s-a procedat nu în interesele statului. Ce vă ocupați în prezent, domnule Urechianu? Deci, în prezent, mă ocup de sistematizarea materialelor care le-am depozitat eu, activând în toate funcțiile care le-am ocupat sau în care am activat. Deci și sindicatele, 7 ani de zile, și primăria generală, 11 ani de zile, și activitatea în Parlamentul Republicii Moldova, și 5 ani Curte de Conturi, sigur că s-au acumulat foarte multe materiale. N-am avut când să lucrez asupra lor, am numai vreo un metru și jumătate cub de casete VHS, cum se mai numeau ele pe atunci. Acum le transcriu, le sistematizez, alte materiale tot și sigur că voi încerca ca să scriu o carte la acest capitol și poate vom turna un film, fiindcă sunt multe lucruri extraordinar de interesante din activitatea mea. Pun niște lucruri la loc, mă gândesc la alegerile parlamentare, la alegerile primarului general al municipiului Chișinău. Se adresează foarte mulți oameni din Chișinău și nu numai, cu propunerea de a reveni în funcția de primar general. Nu dacă acest lucru va deveni important pentru alegători, pentru orășeni, testăm și acest lucru, atunci nu exclud varianta că voi procede și la participare și în alegerile parlamentare și municipale. Deci, eu niciodată nu mi-am căutat de confortul meu. Vă spun foarte sincer. Sigur că cel mai confortabil era în calitate de președinte a Federației Sindicatelor Independente de Moldova. Deci, dar cel mai fructuos din, să zicem, domeniul din viața mea a fost cei 11 ani în care am activat în calitate de primar general al municipiului Chișinău. Printre altele, din cei 560 de ani ai Chișinăului, au fost doi primari longevili, Carol Schmidt, 24 de ani, și Serafim Urechianu, 11 ani. Ceilalți, până când, n-au depășit acest termen. Dar de ce vă zic că
Cel mai mare satisfacție am avut-o în Chișinău, deoarece mie sunt un om de care doresc rezultate, care doresc să creez, care doresc să fac, care doresc să fac ceva pentru oameni, pentru că venind la Chișinău, eu nu m-am cerut în 94 primar general, eu am fost numit prin decretul președintelui. Aveam o funcție, slavă Domnului, președintele Federației Sindicatelor, cu autovehicul Ceaica la scară, dacă trebuia, cu toate că nu m-am deplasat cu ea niciodată. Există vreo diferență în modul în care se face politică acum și cum se făcea cu 20 de ani în urmă, să zicem? Sigur că există. Cu regret constat că dacă în trecut, în trecutul democratic, după 91, că eu sunt și votant al independenței Republicii Moldova, deci în trecut oamenii veneau în politic pentru a soluționa problemele Republicii, cetățenilor, cu insuflați de unele chestiuni patriotice, de a îmbunătăți starea lucrurilor în țară. Când veneau în politică pentru, nu pentru sine, dar pentru țară. Dar în ultimii ani, cu părere de rău, deci activitatea politică s-a transformat în business. Am simțit-o pe propria mea piele. Ca să te menții în politică, trebuie să furi. N-am avut această capacitate de la naștere, cu toate că, mă rog, mi s-a turnat după Guler foarte mult de televiziunea comunistă și oamenii la noi, știi cum, am simțit-o în anii 2010-2011, pentru că în 2007 Alianța Moldova noastră, participând la alegerile locale, noi aveam din 32 de președinți de raioane, 16 erau de la Alianța Moldova noastră, 9 vicepreședinți de raioane erau de la Alianța Moldova noastră, aveam 250 de primari, membri Alianței Moldova noastră, și 2500 de consilieri locali, din 10.000 care pare mi se sunt pe țară. Dar nu aveam mână, nu aveam bani. Trebuia de furat. Aceasta nu e îndeletnicirea lui Urechean. Și, deci, s-au găsit lingăi lepădături care au încercat și nu fără succes demolarea prin bani a Alianței Moldova noastră. Majoritatea din liderii, din cei 16, au fost cumpărați. O parte de PLDM, o parte de PL. Deci, cel care s-a preocupat de lucrul ăsta a fost, pe urmă, a devenit vicepreședinte la PL, prim vicepreședinte, ulterior președinte a Curții de Conturi. Dar atunci m-am convins că banul a devenit prioritar și interesele personale au devenit prioritare în politica Moldovei. Și că politica din Moldova s-a transformat în business. Fiindcă dacă ești în politică și furi, înseamnă când ai să vii la putere, la guvernare, ai să jecmânești cetățenii ca să-ți întorci ceea ce ai investit.